Așa? Dar eu nu știu. Dar pune de poziție, acolo. Acolo. Da, ce, mi-ai pus odată acolo? Schimbat pe altă culoare. Haideam acolo și-mi vedeți ce-mi. Dar și-ați mai pus fără mine odată? Pus odată marin și-am adus acelea. La suna acelea că mă arată marin, dar nu acelea. Aha, aha, video-urile. Da. De la care, de pe videocamera. Da. Și era aici procurorul deja. Dar nu ți-ai minte cum îl cheamă? Nu. Eu știu că acolo am fost cu voi. Neca, suntem la procuratură. Bună ziua. Care ți-i procurorul? Bună ziua. Eu vezi care. Du-te înainte. Du-te, du-te. Și vezi care ți-i procurorul. Bună ziua, spațiu. Și-o zis? S-a e ocupat. Are la dânsa o persoană. Le-a făcut reparații? Au reparații, căldură, bine. Dar tu umbli pe drumuri, așa? Da. I-am dat scrisoare și de la avocatul poporului. Să arătăm. Nu, de la avocatul poporului. Care-i primit. De la avocatul poporului. A, care nu ai scris? Care-i primit de la avocatul poporului. Asta e de la Cnaj. Avocatul poporului scrie acolo, sus. Uite acolo. Uite acolo. Da, e tot să dăm. Iată, noi am scris scrisoare la avocatul poporului. Iată, uitați-vă. Avocatul poporului, deja, aici sunt nou de la PAS, Cislav Panico, nectăl. Și ne-a spus să ne adresăm la procuratură. Să venim la procuratură, vedeți, da cu Cnajul, ca să-i dăie avocat de stat. Nu vor să-i dăie avocat de stat. Vedeți ce scrie Sergiu Chiruță? Tu ai bani, duci să plătești avocat. Ia ce-i spune. Dacă. Ei au decis, umbla, dar de unde știu, te-ai dus, vă sprav că ai dus la dânșii, vă urnact, la Cnaj, n-ai dus nicăde, vezi? Duși să-ți iei avocat, da. O să duci plătești avocat, ei ți-au fabricat dosare și tu duci plătești. Ai te gândit odată că Moldova este așa ceva? Da, până eu cam că nu m-am lovit de cam părit, așa, cam părit. Că nu cade părere, așa, dai, scrii și nică. Da, la dânsul îți plinește, e că ai bătut de menț, nici nu știu familia menților, nici nu știu nimic, au venit la procuratură, au scris, au scos leziunile corporale, au avut leziuni corporale. Da, da, și ei, dar ei au pornit dosar penal, Lora. Când am fost chemați la anchetator, care a fost chemat la anchetator, citație, când am fost noi împreună, că noi am mai făcut filme anterioare. Și aspășem în continuare. Bravo lor că nu cedează. De avocatul poporului, aici nou, de la PAS. Nou, e că noi am luptat. Da, schimbări sunt, oameni buni. O scris că duci trenul. Și o zis, duci, te adresați la procuratură. Și că noi am venit la procuratură. Că aici că tare, așa și este, că tare, e corect. Citație, citație. Asta e mașină. E mașină. Prima citație care e primit-o. Mașină. Da. Și ne-am dus la anchetator și i-a spus că nu-i dă avocat de stat. O fabricat dosare, dar avocat de stat nu-i dă. Iată ce spune Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Vedeți? Îi spune Sergiu Chiruță, nu? Tu ai bani, e banii din gura copilului și duci și du la avocat. Că așa-i legea. Hrănim sistemul. Da, hrănim sistemul, corect, să menții. Deci refugiații îi hrănesc, deci noi îi hrănim care lucrăm, care muncim. Da, normal așa e că un om care stă la forțele de muncă, că el nu muncește, nu are muncă, trebuie să umble pe drumuri, stă la forțele de muncă, să iei banii de la soție și să duci să plătească avocatul. Vă place? Fac tot împotriva omului și numai pentru sistem. Numai pentru sistem, da. De câte ori spunem sistemul, schemele și sistemele. Vă spunem, schemă și sistemă, cine s-o dă aici jos? Iau, tiu, cum trăiesc procurorii? Măi, uitați-mă, cum trăiesc procurorii, oameni buni? Tătău. Uitați-vă, ceainic, cafea, apă, caldă, apă răși, tătău.
este aparatură. Asta îți plătești, asta e și în fiecare cabinet, așa ceva, la fiecare procuror, așa ceva. Vă place? Le aduce apă pură, ca să ne fabrici dosare, ca noi să muncim și să ducem banii la avocat. Da, du banii la avocat. Din gura copiilor. Da, iei banii de la copii și du-i la avocat, că așa e legea. Că statul nu vrea să-ți acorde, statul îți fabrică dosar penal, dar să-ți acorde actele. Da. Așa am pățit eu, băieți, la Ciocana. Ia că așa a fost dosarul meu fabricat, eu am să vă demonstrez cum mi-a fabricat nici dosarul aici la Ciocana, așa că așa e fabrică pe dânșii. Ei bătuți de menți. Și până la urmă avem la dreptate. Da. Sperăm că și e dreptate. Trei luni de zile, și? Da. Asta pe drumuri. Du-te, scrie, plânge. Da. Da, de-amă, fă-ți papcă sub țoară, dacă n-ai știut să ai papcă. E că trebuie să o faci sub țoară. Dar asta e cel mai important, oameni buni. Dosare se fabrică și Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat a spus că nu-ți dăm avocat, că tu ai bani. Ați înțeles? Dacă eu lucrat cu mine foarte la pot și știu, am eu bani. Da, eu umblat de-amă deja la voi, la voi și s-a uitat că și leaf aveți, cât să vă se revine de om, vă ajungeți bani să mâncați, restul dați la avocat. Cum de trăit în țara asta? Țara lui Culioc în continuare, noi pentru asta am luptat. Noi pentru asta am luptat schimbări, am vrut schimbări. Dușul votează, și? Ai să te mai duci la votare? Uf, nu știu. Să ias din glori ăsta, să văd cu șase ias și acolo, să văd votare, pe cine votez, pe cine votat, pe cine de îngropat. Da, e că așa, avocatul poporului, poftim. S-a bătut pentru avocatul poporului și a pus de la PAS, avocatul poporului. Și te duci, te adresezi la dânsul și ți-o spus. Duci, te adresezi la procuratură, duci, te adresezi la CNAJ, du-te cu CNAJ în judecată. Dacă, asistență juridică, 4 martie, oameni buni. Noi vă arătăm date de acum. Suntem la procuratură la Ciocana. Așteptăm. Da, așteptăm că avocatul poporului ne-a trimis la procuratură. Duceți-vă la procuratură, e că vedeți. Și termenul de contestare a deciziei în cauză. Înțelegeți? Duceți iar în instanță și te adresează. Instanță care e mai moartă, 60 de zile, instanțele acum doar nu lucrează. Numai pentru Maria Olare mă lucrează instanțele. Toate, dacă ce vă râdeți? Uite, eu mă duc la ora 12 și am la Buicani. Pentru oameni aleși? Pentru oameni aleși, dar eu s-am amendat tot. Eu am pește 100 de amenzi, vă dați seama. Pește 100 de amenzi am. Într-un an de zile. Asta eu am luptat pentru oameni buni, pentru vremuri bune, pentru schimbări, să ocupe creslă al de Ceslav Pănco, al de procurorașii ăștia. Uitați-vă în ce condiții stau procurorașii noștri la Ciocana. Minunat! Tot e gol, dar le-a pus șcaful, le-a pus mobilul, dar pentru ce? Pentru ce le-a pus mobilul ăsta? Ia că uitați-vă. Vedeți? Le-a pus mobilul să aibă frumos la intrare. Dar pe mobilă, nică, nici un dosar pe mobilă. Că toți merită dosarele scumpără la pachet. Și scumpără să vând ca... Că pâine caldă să vând dosarele la pachet, oameni buni, jale mari, vremuri bune, vremuri noi. S-au schimbat, s-au luptat pentru avocatul poporului, s-au făcut țârcuri prin Parlament. A venit Ceslav Pănco și a zis, du-te la procuratură și du-te în judecată. Na, du-te și văd pe lege. Și noi ne ducem în judecată. Dacă ieri am scris cu categoric, nu ți-ai avocat. Nu iau avocat. Da, dar pe ce să-l plătești? Du-te împrumut la bancă? Nu, dar... La microfinanțări? În stat, am fost bătut de polițiști, fabricat dosar și sunt avocații din banii soției. Da. Soția lucrează, e din gura copchiilor sau dacă nu duci la microfinanțări, cum face lumea? Duci la microfinanțări, da. Să iei avocat, cu procente, dar l-a pus în penitenciar. Eu am arătat cazul de la, cu 3 copii minori. Am arătat cazul. Fratele, avocatul era... Fratele lui Alexandru Spoială, Sergiu Spoială era. Și o lume a luat bani din satul ăsta, lângă Megdăcești. A luat bani la procente din bancă, că i-a spus, dă 4.000 de euro și scăchi. Și-a dat 4.000 de euro și s-a dus la penitenciar, cu procente. Dar care casă? Casa au rămas femeie cu copii pe drumuri, cu 3 copii, mitei, el la penitenciar. Dar fratele lui Serioja Spoială, nimic nu i s-a întâmplat. A luat banii. Așa e sistemul făcut, da. Am încă nu mă lovesc și eu, văd cum se lucrează în sistem. N-am avut treaba, n-am avut și idei, n-am părere că îi despovește și a spus
Cât de greu ați obținut ca să vătămările corporale și vă le-a arătat cineva? Vă le-a arătat cineva cu vătămările corporale? Ați făcut cunoștință cu dânsele? Da, am fost atunci aici să mă arăt, așa le-a arătat. Să le-a arătat, da? Ai făcut cunoștință? Să iei masurile, este ea, dacă e mai mult de o lună, unde sunt masurile și masurile? Care e o lună? Mai mult de o lună? Mai mult de o lună. Eu am fost cu voi, da, tu intuiești, eu socot că mă ating mamușul la două luni. Eu am fost cu cea cu voi și am făcut filmări. Da. Așa că avocatul poporului i-a spus, duște adresați la procuratură. Și aici noi am făcut. Am venit la procuratură și ne-am adresat aici. Ia uite cu coanele. Fufile de procurori, n-aveți treabă. Ciocana, 13 raion, care nu crede. E 13 raionul ăsta. Dar și s-a profinit cu vecinul tău care a împușcat? După și vecinul cel care a chemat poliția. Nu, 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 chemat nimeni, că era... Dar ai scris undeva de... Mă chema poliția atunci. Apa așa, ați scris, dar mai departe. Mi-ai scris cereri undeva? Da, dar s-a împrint, am vrut să îl cheme. Și vecinul a fugit și gata. Vecinul a fugit și gata. Iată așa-i, oameni buni. Vedeți? Asta băieții din Coloniță. Lumea care muncesc, care muncitoare. Iată, bătuți de menți la... Cât era oră? Și cât v-a ținut la podeală? Cătușile, noi și-am arătat primul film. Cătușile erau mânile negre. Cât v-a ținut la podeală în podest? Da, cât mi-a pus cătuș, mi-a pus jos, mi-a bătut. Dar cât v-a ținut la podeală, jos, în podest? Cât v-a ținut? 10 puncte, știu, 10 puncte. Da, mi-a bătut. Până la 6 dimineața eu ținut la Ciocana, la, până la, da, la comisariat. Nu dus cu cătușile atunci la Ciocana, să rădeu, să cicalevă, nu doamne părere. Dar v-ați dus în filmările și n-ați făcut diferența între când ați intrat în padez și când ați ieșit? Am făcut, dar nu țin mult de atunci, eram strigul de atunci. Am stat cu... o oră, cu 40 de minute, nu mai țin mult, dar fost toți mai mult. Ne-au ținut acolo, până dimineață, iară, ne-au ținut acolo. Mai mult de 3 ori i-au ținut, le-au încălcat dreptul, mai mult de 3 ori i-au reținut la Ciocana. Trănați-te reon. Nu mi-au dat... Adelnei reon. Nu mi-au chemat salvarea, nu mi-au dat îndreptare, sunt spatele zile corporale. Am dat vreo 3 zile, fac cu matale, ne-am dus pe... Apoi până ne-ai adresat, da. Ne-am dus cu matale, nu vreau să îndrept. Da. Îmi fac bolion pe urmă, așa. Dar suntem de ce să mergem până la urmă, putem, am văzut că e greu. Dar mergem înainte. Da. Pentru că actele, instituțiile statului... Da. Iată, oameni buni, vedeți, avocatul poporului este nou. Cislav Panco, de la PAS. Ia uite, asistența socială, Consiliul pentru Asistența Socială, avocat de stat. Nu vor să-i dăi avocat de stat, îl impune să-și iei avocat plătit. Leafa le permite. Categoric. Categoric, corect. Ești, mergem înainte fără avocat. Lasă-ți încalce drepturile și să vedem că noi am scris plângeri la toți, la Alesia Stamate, am scris lui Doina German, am scris la toți. Toate încălcările este, ia că toate încălcările este, să le vadă poporul. Da. Da. Lasă-l le vadă, scrim. Cum să lucrează, cum să fabrică dosare. Asta e fabricare de dosare și vor bani, oameni buni. Noi știi preghine toți că menții bat, fabrică dosare la comandă. Așa ca procurorii... Dar noi n-ați tășem. De voi? Noi nu tășem și mergem până la urmă. Bravo, da. Corect. Și ia câtă iese. Vedeți? Înțeleg. Iată așa. Uite, Rodica Leapin. Nu cumva e soția lui Leapin, este unul tot procuror și vă pare vă... Maria o spartă. Du-te, băi, ești guleiești și nu te pune nimeni să stai. Să stai aici, da. O ieși trolii la trasă, da. Menții, da, trebuie să fie menții, trebuie să fie procurorii, trebuie să fie vecinul tău. Da. Iată așa.
Îmblă pe drumuri și te primblă prin instanță cu dânșii. Dar e precisul procuror asta, da? Nu vreți să-i dați actele, doamna procuror? Apropiți. E că avocatul poporului a dat răspuns să vii la procuratură. Haideam în parce, haideam în cancelare. Să vedem cine. Uite, noi stăm atâta timp și este un habar de grijă, se uită și nu interesează, înțelegeți? Actele. Fofile la procuratură. Joas hoaților! Criminalilor! Nu e... Aici, popa nu-i deja, popa s-a dus, dar uitați-vă că în continuare aici e jale. Da, cancelarea aici. Fetelor, dați scriu cerere să... Scriu cerere să-i dați materialele, că materialele de măzgat a lui. Să vadă și are, să facă cunoștință. Că avocatul poporului a spus să vie aici. Nu. Nu. Uite-l, Igor Popa, uite criminalii cum stău în continuare, măcar să-i zvârlă fotografie de aici, uite-l. Uitați-vă criminalii cum stau, Ruslan Popov, criminalul, măi, măcar nici nu schimbă, Lupașcu Boris, criminalul. Țineți minte, este Lupașcu Boris care s-a întâlnit cu Ruslan Popov la o zăpravcă și schimbau înainte de Curtea Constituțională când trebuie să-l puie. Pe dânsul, vă aduceți aminte? Ia câtări, Lupașcu Boris, toți criminalii la ciocană, autis. Ia toți criminalii, Leonid Demidov stă acum bine mers în Procuratura Generală și prinește și pensie, și prinește și leafă. Domne ferește, și criminalii au stat pe aici pe la ciocană, ia uitați-vă. Uitați-vă și ei ieși, și Igor Popa stă. Criminalul aparte, ia uite-l, s-a pus aparte de aici, vedeți? Jurământul, ia-mi citiți jurământul, oameni buni. Jur să respect cu strictețe Constituția, legile Republicii Moldova, să apăr ordinea de drept, drepturile și libertățile omului, interesele generale ale societății, să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin. Ia prăjiță-i și se întâmplă aici. Ia uite, aparate de cafea, scrie repede, dă-mi coș, tu scriu. Anul nașterii, spune când? 1976. Data, lună? 30.03.76. 1976. Loc și funcție, nu lucrez, șomier. Șomier, domiciliat. Colonița. Colonița. Mai departe. Ciocană. Strada. Tamara Ciobanu. 3, apartamentul 4. Tac, telefonul cu dat? 06, nu mai departe. 02, 63, 77. Ce rog. Data? 16.03.2022. Scălește. Iată așa, o simplă cerere, dar vedeți? Ia că asta e arma lor. Asta e arma lor. Cerere, că noi să avem răspunsuri de 3 bani. Ia că și spune jurământul, duși-le de lor, stampileză și întreabă să-ți dă ei materialul. Și iată, toți criminalii de Ruslan Popov, de Demidu, Lupașcu Boris și criminalul, mai criminal, Igor Popa, ultimul.
ultimul, vă dați seama? Penultimul. Ruslan Popov, actele. Criminali, criminali în lege, criminali în serie. Zici că Italia dăhait, oameni buni, ce se întâmplă la Moldova. Italia a dăhait și mafia era la Italia, asta e, actele. Criminalii sunt procuratură. Criminalii sunt procuratură, că au steagul, pentru și tot pupă ești steagul ăsta când vine, actele, s-au așternut țoale pe aici. Ia uite, parcă-s la măsă acasă cu țoale și de urât într-o instituție publică să șadă țoale, dar asta e tot pălisos, pe urmă se plătește aspiratorul, pe urmă se plătește, e Doamne ferește, înțelegeți? Cui trebuie? Ca să iasă criminalii ăștia să îmbogățească, de Doamne ferește. Ia uite, aparat de cafea de un fel, aparat de cafea de alt fel, apă caldă, apă de care vreți, baie, viceuri, tot au pe aici, tot au, și puli tău, na. Tătau. Dau la pult, nu cumva să le furi cineva de aici. Scoate-i singuri dosarele de aici, muia. Neata asta este. S-o semnat, și au ei pe aici. S-o semnat pentru independență, ia, te voi împrăjește. Așa mai suntem de independență, de Doamne ferește, că dosare fabricate, leap de lucru și îmblă pe drumuri, așa? Dar ei prinesc leaf în vremea asta. Ita, stau, oameni buni, voi judecați un chip. Că ei stau aici și îi prinesc leafă. Dacă în condițiile este curate, ghine, cald, lunină. Da, dar ți-i spune, duce banii de la femeia ta sau din bancă, la procente. Te-ai descurcat tu în viitor. Te duci și îi împrumuta și le da lor. Și stau pe impozitele noastre. Corect. Corect. Du-te tu și muncește. Tot mai trebuie să-mi dăm droguri. Hrănești? Da. Pune-i, fă alegeri, la alegeri toane de bani, alegi, pune-i în sistem aici și rămâi cu foile și cu drumurile, cu nedreptate. Da, cu nedreptate și cu drumurile. E că așa se fabrică pe bandă rulandă, aici la Ciocana. Am un plan, că trebuie să dai plan. Corect, e plan, e că trebuie să pui crâșa la casă, da. Sau trebuie să facă scările luminoase. Sau trebuie să-și cumperi mașină mai pompoasă. Am schimb să mă scunchească, dar s-a urcat prietul în set loc. Dar cum? Am un dosar să scunchească, dar cum? Cum greu? Băieții doar spun eu. Să cereți 7.000 de euro. Să cereți 10.000. Dar măi, vedeți că eu prins 3 procurori care... De la INE, nu, polițiștii, menții, de la INE. 3 procurori, 3 polițiști, 130.000 de euro. 130.000 de euro. Mectele. Și m-au fabricat dosare? Da, cum? Și apoi al de avocat? Nu, doar să gândesc cum stau aceștia în penitenciare și să gândesc ce să facă. Cum să le fabrice mai departe, în continuare, da. Da, uitați-vă, da. Du-și-ți avocat, că al de Țăulean, cum i-a luat eu Țăulean și i-am plătit bani nebuni și tot în penitenciare am ajuns, oameni buni. Avocat nu-i dă. Oficiu teritorial Chișinău, decizie, noi am scris actele mai departe, noi am scris plângeri pe tot locul. Fui și aduce. Neacă așa. Vă dați seama? Uitați-vă. Ei jur și respectă. Dar și respectă. Și respectă criminalul ăsta. Neacătări, criminalul ăsta. Și respectă. Respectă să-ți aduce aici avocat și să dai bani nebuni la avocat. Cum am dat eu lui Țăulean. Fiecare contract 6.000 de lei. Și Țăulean s-a îmbogățit și am tot la penitenciar m-am dus. Și el la urmă spune, tu ești vinovat, fugi. Ți-a înțeles? Aici îmi spune Aurel Ciocan, care era aici la Ciocana, îmi spune, fugi, ia că aici ne-a făcut dosar, rectele ăsta ne-a fabricat dosar, Ruslan Popov, dar eu m-am răsplătit pe dânsul, el nu mai este acum în funcție. Înțelegeți? Eu m-am răsplătit pe dânsul. Au pierdut lucru și Țăulean, au pierdut asta de licență, și Țăulean, pierdut licență și aici au pierdut lucru. Nu îi lăs eu. Actele. O șchipă de dosar, așa? La maclatură să-l dai. Dar pierd, ascultă-mă, e dosar penal? Proces penal, dar nu-i dosar penal, e proces penal. Actele. Noi, cum am scris plângerile, vedeți că scrisul meu, actele, scrisurile, plângerile, indicații, poftim, am scris, indicații, da. Alte plângerile, toate plângerile, da.
Procuratura Municipiului Chișinău, domnul Iuri Podarilu, ia uitați, am scris la toți, la toți de la o altă am scris, poftim. Are plângeri, vedeți? Eu am făcut un dosar de plângeri. Ia uite, iar cere. Ce-a făcut ei la dosar? Ia uite, toate plângerile mele sunt aici, vedeți? Ia că plângeri cu toanele și atât. Ia uite, cine sunt aici? Procuratura Municipiului Chișinău, Procuratura Republicii Moldova. Poftim, ia că așa e un dosar. Ia, iar plângerile mele, cereri. Toate plângerile, vedeți? Noi am dat în toate instanțiile. Dacă Ministerul Afacerilor Interne, poftim. Noi am scris la toți. Dacă este un dosar unde s-au dus plângerile, ia câtele, vedeți? S-au dus plângerile la oricine. Care au dus? Ce-a făcut Procuratura pentru combaterea criminalității și organizate și cauze speciale? Ce-a făcut? Ne-am vedem. Ne-a câtele, vedeți? Plângerile, iar de nou plângerile. N-au făcut nimic. Nimic, oameni buni. Mai jumătate sunt plângerile. Ia, plângerile, da. Și răspunsurile lor zero, vedeți? Ia, Procuratura pentru combaterea criminalității. Ia că poftim. Ia că prima citație. De urgență solicit Procuratura Corneliu Muraru să asigurați eliberarea informației pe suport electronic din sistemul video din Inspectoratul de Poliție Ciocana. Poftim. Vedeți? Țineți că. Declarație, tac, declarație. Michim Marin, ăsta să fie. Cui declarațiile este? Sătele. Aici nu te interesează. Mai departe. Mai cătele să ești anchetatorii. Raport. 17-12-2021. E ca de pe 17 decembrie. 17-12-2021. Dacă sunt 3 luni de zile. Da. Dacă fix 3 luni de zile. Mâine. Că principal cu scos datele. E că așa se face un dosar. Nică oameni buni. Foi și n-ai citi. E că uitați-vă cum au fost bătuți ei. Vedeți? Iată, uitați-vă cum au fost bătuți ei scoase pe boiurile. E că uitați-vă. Ia câtele, cum a fost bătută Islaut, uitați-vă. Ia că ei bătuți. Și-mblați pe drumuri. Tac, de la Mucanu Vicislav. Ia că unul e Mucanu Vicislav. Asta polițești, da? Polițești, da. Și a doilea e Bursuc Corneliu. Declarațiile. De ridicare și constat, tac. Ia că s-a refuzat. Ia uitați, oameni buni. Ordonanța privind refuzul la pornirea urmăririi penale din 8 februarie. Te-o chemat din 8 februarie? Ia uitați. Cum te uiți tu la tot asta? Din 8 februarie? Din 8 februarie și deci ați fabricat tot și azi e... S-a terminat. Ați mâncat bătaie, ați mâncat în bot și mai mâncați mai departe. Tăceți și închideți gură. Ieșiți eu ordonanță să o atacăm. Ia câte, oameni buni, ia câte asta este. Olga Bradu, poftim, procuror în procuratură, narcind fixa lui Valentina Bradu, refuză în pornire urmăririi penale. Cere să-ți dă copie. Hai răbdă, că mă sălesc. Cere răbdă copie, că mă sălesc la botanică. Intră. Cere copie, răbde, să o dăie. Știți, colegi, că ai primit copie și hădem să... Ia că așa, vedeți? Refuz. Ia că fix schema mea. Așa am fost eu. Dar eu am plătit bani. Eu plătim bani la avocat și avocatul vine aici să dogoreu, dar eu ca prostă așa de mă acolo afară și așteptam și îi vine să dogoreu și începe 50-50. Tu retragi plângerea de pimenți și ții nu-ți fabrică dosar. Dar eu nu înțelegem ce se înseamnă. Dar
dosar fabricat. Dar ce să retragi? Eu, uite, de aici... Da. Hai cam așa să atacăm mai departe și să vedem ce ori să spună. Lasă ca să facem noi protest. Ei să gândesc că ori să scăpe așa. Ai văzut? N-ai știut în dosar. Plângerile tale și atât. Și la dânsul nimeni nu se uită. Duci, scrie plângeri. Scrie bolnic de pe ușă. Am pus dosarul plângeri și... Da. Ai văzut ce acolo? Nic. Iată, asta este un dosar penal. Asta e dosar penal, trebuie să fie împotriva menților, dar Picicoxul nu a făcut nimic. Este ordonanță de încetare a pornirii, să-i pornească dosar penal pe menț. Dar pe voi este deja dosar penal. Ați înțeles? Ca la mine. Noi suntem vinovați. Da. Noi bătuți și noi vinovați. Da. E că aici nu sunt mărturile menților că ei au fost bătuți sau ceva. Nu sunt nicăieri. Aici n-ai ce faci în dosare, așa ai faci. N-ai știut în dosare. Așa, așa. Asta e Republica Moldova la față. Asta e ectele, asta e jurământul care noi le plătim. Bani nebuni, oameni buni. Aici este Mido. Prinește la Procuratura Generală și pensii și leafă. Are vreo 60.000 de lei. Tarhariul ăsta, ectele, l-am sufocat până la urmă. Ruslan Popov. Am arătat bogățările și s-o pornit pe bogățării ilicite. Ectele, pe este tălhari tot așa. Am luptat. Dar pe așa așa de. Așa așa. Dar pe uite, criminal. Este tot criminal. Lupașcu Boris, acela e criminal. Acela a vrut la Curtea Constituțională, oameni buni. Lupașcu Boris, acela a vrut la Curtea Constituțională. Ectele, Ruslan Popov. Nectăli, Demidov, dar ești toți criminali aici. Toți, criminalitatea, că criminalitatea Republicii Moldova. Nectăli, asta e, criminalitatea Republicii Moldova. De aici se începe toate crimele. Că ei nu se satură de căți, de mașini, de... Da, citește-l, vreți? Nu încalci Constituția, deloc nu încalcă ei. Da, ei deloc nu încalcă Constituția. Vin și noi le dăm leafă. TTV-urile s-au gonesit din leafă. Da, din leafă. Ia uite, ei stau și muncesc oamenii. Da, tu vii și te plângi, dar cui? Cui să te plângi? Da. Jaluim și codrului, da. Ducem în codru să ne plângem. Că aici, nu, aici e el tot. Ia uite, ia uite, prăjeți. Asta e Ciocana. Asta e Trânață, e raion, Adelina e raion. Și vă spun precis că așa și mai departe în continuare. Și Doamne ferește, și mârșăvenie îi la Ciocană, voi nu aveți idei. Ești mârșăvenie de procurori. Mârșăvenie de procurori, voi nu aveți idei la Ciocană. Ești tună și adună. Da, stau e pe ia uitați-vă. Toți o spitabla de onoare, măcar să-i și rușine, s-o dă jos de aici. Nu! Este ea, ia uitați-vă, din 2002, Lupașcu Boris nu mai este la Ciocana și el șede. Ia uite-ți. Toți criminalii șed, toți criminalii stau. Tabla de onoare. Dar cum dar? Aici pe noi ne-au fabricat și ne-au dus țara de râpă. Principala funcție în stat, asta e procurorul general. Și toți sub dânsul, ia uite-ți. Aici ajuns șest lângă Stoianoglu, Ruslan Popov. Și vedeți unde ne-au dus. Ia uite-ți. Și au venit Island la putere. Că de-amă tu ești fabricat cu Island, cu pasul tu ești fabricat, că e... Cum îl cheamă? Că ești mai nouț, da. Și-am ales. Am luptat să alegem. Da. Toți ne-am implicat. Mesaje. Jos Culiocari, jos Dodon, că nu mai avem dosare penale. Ia uite. La menț nu sunt dosare penale, dar pentru dânșii sunt dosar penal deja. Deja este dosar penal cu număr, cu tot, cu prinicitația, cu număr, cu tot. Îi dați copilii să-i scălească? Da. Ești scălește acolo pe dosar că ai primit astăzi, cu ziua de astăzi. Ești scălește pe dosar că ai primit cu ziua de astăzi. Iedice. Am primit copilul cu ziua de azi. Iată, asta e Republica Moldova, oameni buni, eu fugăm la Buicani, că am și eu acolo un dosar cu spații verzi, foarte interesant, tot să vă fac film, să vedeți, luați și distribuiți, că fug fuguța ca să atacăm ordonanța. Au de luptat băieți, dar nu vor să cedeze, bravo lor, așa am fost eu fabricată. Ai scris data? Da. Anul, lună, da. Hai, haidem, fugim. O zi bună, am uși la Buicani, vă arăt alt film.